Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc prăjitură cu jeleu de vișine. Pentru această rețetă aveți nevoie de 3 ouă întregi, un praf de sare, 90 de grame de făină, o linguriță praf de copt, 18 grame de cacao, coajă rasă de portocală, 35 de ml de ulei și 100 de grame de zahăr. Iar pentru jeleu aveți nevoie de 300 de grame de vișine, 200 de ml de apă, 25 de grame de gelatină care am pus-o la hidratat cu 100 de ml de apă rece, 90 de grame de zahăr, iar pentru cremă aveți nevoie de 580 de grame de cremă de brânză Philadelphia sau orice fel de cremă de brânză, 4 linguri cu vârf de zahăr pudră, esență de vanilie și 200 de ml de frișcă rece îndulcită. Peste ouă voi adăuga un praf de sare și le voi mixa foarte bine până își dublează volumul. Începe peste un corporel și zahărul, uleiul, și mai mixez cam 5 minute. Peste făină voi adăuga praful de copt, cacao și le voi cerne peste compoziția de ou cu zahăr și ulei și voi rade și niște coajă de portocală. Mișcări largi. Tapeta cu hârtie de copt o tavă cu diametru de 25x25 cm. Voi pune toată compoziția. O voi nivela. Am preîncălzit cuptorul la 165 de grade și o voi da pentru 20 de minute sau până trece testul scobitorii. Cât blatul este la cuptor, mă ocup de crema. Peste crema de brânză voi adăuga zahărul pudră, esența de vanilie, frișca și voi mixa cam 5-6 minute. Într-o cratiță voi adăuga vișinile, zahărul, puteți adăuga zahăr după gust, apa și voi lăsa cam 5 minute la fiert. Vișinile sunt gata. Cât este călduță compoziția, voi adăuga gelatina. Și o voi amesteca foarte bine până se dizolvă. Platul este gata. O să-l scot din formă și o să-l las la răcit pe un răcar. Am pus blatul după ce s-a răcit în forma în care l-am copt. Voi tapeta un pic cu o pensulă cu lapte, amestecat cu un pic de nescuic peste tot. Voi adăuga crema. Am pus și un pic de coajă rasă de portocală. Voi întinde peste tot. Dacă vi se pare prea subțire crema, puteți adăuga cam 3 grame de gelatină hidratată în apă rece. Eu nu am adăugat. Voi începe să pun vișinele peste tot. Aveți grijă ca jeleul să fie complet rece. Voi da la frigider cam pentru 4 ore sau cel mai bine peste noapte. Prăjitura este gata. Asta cam 4 ore la frigider. Îi voi scoate cercul și voi veni și cu prezentarea.